De fiecare dată când mă gândesc la ce a însemnat pentru mine acest film și va fi, am o stare de emoție și îmi presaltă inima de bucurie. Și mi-aduc aminte de prima întâlnire a mea cu regizorul Valeriu Jerebi, în urma veștii pe care am aflat-o la Paris, că am câștigat proba, am luat proba la acest film. Am venit la București mâncând pământul. Sigur, eram foarte emoționată și fericită. Și Valeriu atunci mi-a spus o vorbă, Maria, dacă o să păstrezi starea asta de fericire pe care o ai acum, va fi totul foarte bine. E, acum, cu mâna pe inimă, pot să spun că, într-adevăr, am păstrat starea de fericire în fiecare zi de filmare. Amândoi, duceți-mă departe, hai! Este un personaj pe care l-am iubit și îl iubesc enorm. Este genul de personaj pe care orice actriță îl visează, îl dorește, dar șansele de a se întâlni cu el sunt foarte rare. Eu am avut această șansă. Este o partitură extrem de ofertantă pentru o femeie. Am fost îndrăgostită, nebunită de toate modalitățile pe care le recurge această femeie, toate lucrurile nostime ca să-și agonisească cele necesare traiului și am să mă refer la câteva din ele. Copilul fiind bolnav, vrea să vâneze o rață și îmbrăcată cu cizme de cauciuc până la genunchi în apa Snagovului, care nu era foarte curată, și cu dovleacul acela pe cap și doar o fereastră în dreptul ochilor ca să văd rața pe care trebuie să o vânez. Mi se pare de o frumusețe care mă face și acum să plâng. La ce lucruri putea să recurgă această femeie ca să asigure viața copilului care este lângă ea și pe care îl adoră? În apă fiind, cu dovleacul pe cap, urmărind cele trei rațe care și ele erau cumva manipulate, bineînțeles, reușesc să prind una dintre ele și mi-aduc aminte scena care a urmat aceste scene, celătuirea raței, când descoperă în rață un ou, care este de fapt viața, mai mult decât viața, esența vieții. Luna era foarte talentată, am colaborat excepțional, îmi înțelegeam foarte bine și Valeriu în mod deosebit se înțelegea bine cu Luna. Era o vacă minunată. În primul rând că avea lapte. Avea niște țâțe pe care puteam să le storc și mi-a curs lapte. Și am umplut vasul cu lapte și am dat lui Dani să bea lapte din pumnul meu. Era genială vaca, era o binecuvântare. De altfel, am și făcut adăpost, exact lângă adăpostul nostru, făcea parte din casa noastră, cum ar fi. Faptul că am știut să mulg vaca, faptul că nu mi-a fost frică de vacă. Valeriu atât îmi spunea, Maria, eu nu vreau o actriță care să joace bine.
Eu vreau ca femeia asta să fii chiar tu, să fie viața ta. Nu vreau nimic să joci, nimic să interpretezi. Așa încât la un moment dat eu nu mai știam dacă mă urcam pe tank și zic, oare Valeriu vrea să-mi fie frică sau să nu-mi fie frică? Și aproape că nu mai știam și zic, mie nu mi-e frică. Și atunci nu am jucat frica. M-am simțit foarte bărbată și am simțit că pot să fac ceea ce... Deși aveam niște indicații de la Valeriu, vezi, iei oglinda și când te urci, o pui pe marginea tankului, vezi, tu găsești un loc unde o pui, ca să poți să te urci și să treci mai departe. Dar după aia vezi că ai uitat oglinda și te întorci să iei oglinda. Deci totuși erau niște indicații care îmi contraziceau starea mea de bărbăție, de nefrică, de vitejie. Timpul i-a făcut bine acestui film. Deci sunt 25 de ani de când l-am făcut și el este tot mai actual. Și asta trebuie să ne dea de gândit, pentru că trecem printr-un moment când liniștea noastră nu este asigurată, planeta nu este în mâinile celor mai înțelepți oameni. Și filmul acesta parcă este un semnal de alarmă. Aveți grijă ce faceți cu viața planetei. De altfel, filmul și va fi un film parcă special pentru festivaluri. A participat la multe festivaluri, cum ar fi la Cannes, la San Rafael, la Carlovi Vary. Iar în România a participat la festivalul de la Costinești, când a fost extrem de apreciat. De altfel, a și primit Marele Premiu pentru cel mai bun film. Și eu, de asemenea, am obținut premiu pentru cea mai bună actriță. Grup de cineaști români, sub bagheta lui Valeriu Jereghi, ne-am simțit excepțional, ne-am înțeles perfect. Deși proveneam poate din școli diferite, totuși vâna noastră, rădăcina noastră comună, își spune cuvântul, și a fost minunat să fim împreună. Thank you.